Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Ale și astăzi vin cu un nou video tutorial în care o să vă prezint o aplicație cu ajutorul căreia vă puteți defragmenta atât hard discurile cât și SSD-urile în cazul în care aveți SSD-uri. Cu toții poate că ați observat că odată cu trecerea timpului, după ce utilizați sistemul de operare, acesta nu mai răspunde la fel de rapid la comenzile dumneavoastră. Și acest lucru se poate datora acumulării de informații într-un mod dezordonat, să spunem. De aceea astăzi vă voi prezenta o aplicație cu ajutorul căreia puteți să defragmentați atât harddiscurile cât și SSD-urile, astfel punând informațiile în ordine. În felul acesta, viteza de răspuns în momentul în care aveți nevoie de accesarea unor informații să fie mult mai bună. Este vorba despre aplicația Defragler, este o aplicație gratuită, dar are și versiunea Pro. Noi vom descărca versiunea gratuită și aveți aici pe pagina oficială, veți găsi și dumneavoastră două linkuri în descriere sau puteți de asemenea să căutați după numele sau de asemenea puteți să căutați pe Google după numele aplicației. Eu voi descărca, așa cum v-am spus, versiunea gratuită. Voi apăsa acest buton, voi apăsa pentru a descărca ultima versiune, voi merge aici pe această săgetuță și voi descărca aplicația Defragler, cea care mă va ajuta pe mine să-mi organizez informațiile în așa fel încât, așa cum v-am spus, putem să avem un răspuns mult mai bun la comenzile noastre. Avem și limba română, voi alege limba română și voi da Next, voi da Înainte, voi debifa această căsuță, voi debifa această căsuță, și voi lăsa celelalte două căsuțe bifate, voi apăsa butonul Instalează și aplicația s-a instalat. Voi apăsa butonul Terminare și se va lansa aplicația. După cum vedeți aici, partiția C este pe SSD, iar celelalte trei partiții sunt formate pe hard disk. Dacă dumneavoastră doriți să defragmentați și SSD-ul, puteți să o faceți, însă nu este recomandată defragmentarea SSD-urilor și veți vedea acest lucru imediat. Dați click dreapta, mergeți pe defragmentare disk și aici aveți discul curent pare a fi unul solid. Defragmentarea îi poate reduce durata de viață, e sigur că vrei să continui și aveți posibilitatea să spuneți aici yes. SSD-urile, așa cum vă spuneam, nu este bine să fie defragmentate, dar la o anumită perioadă de timp, să zicem 6 luni, un an de zile, o puteți face. În momentul însă în care voi selecta o partiție de pe hard disk, voi da click dreapta, voi apăsa defragmentare disk, veți vedea că defragmentarea va începe în mod automat, fără să fiu avertizat despre pericolul că defragmentarea ar putea să reducă durata de viață a acestui disk. Așadar, vedeți că este foarte simplă utilizarea acestei aplicații. Defragmentarea este necesară din când în când în momentul în care se înmagazionează foarte multe informații pentru că acestea se inscripționează pe hard disk într-un mod haotic și dacă nu sunt ordonate, așa cum v-am tot spus, viteza de răspuns în momentul în care dumneavoastră doriți anumite informații poate fi destul de mare. Deci timpul de așteptare până când se va deschide un folder, să spunem, sau dacă doriți să vizualizați o fotografie, se poate întâmpla ca durata de încărcare a acelei fotografii să dureze destul de mult și vă veți întreba poate de ce se întâmplă acest lucru. Vedeți aici că avem informații, după aceea spațiu liber, informații, spațiu liber, iar spațiu liber, informații și așa mai departe și timpul în care se caută anumite informații poate fi de o durată mai mare dacă aceste informații nu sunt organizate. Eu nu am făcut defragmentarea acestui hard disk de foarte mult timp, de aceea vedeți că va dura destul de mult, însă nu este nicio problemă, această defragmentare se poate realiza și în bara de start și dumneavoastră să vă continuați activitatea la PC. Cam atât despre această aplicație numită Defragler pe care vă recomand pentru a o folosi odată la 3 luni, la 6 luni în momentul în care vedeți că PC-ul dumneavoastră a început să răspundă la comenzi mai greu. Una dintre cauzele care pot duce la acest lucru poate fi și această lipsă a defragmentării. Dacă acest video vi s-a părut interesant, aștept în rubrica de comentarii răspunsul vostru cu privire la rezultatele pe care le-ați sesizat după ce ați utilizat această aplicație în ceea ce privește comportamentul sistemului dumneavoastră. Dacă acest video tutorial vi s-a părut interesant, nu uitați să apăsați butonul de like, distribuiți-l, de asemenea abonați-vă dacă nu sunteți abonați și dacă v-ați abonat, apăsați și clopoțelul de notificări, doar în felul acesta vei ști când încarc ceva nou pe acest canal.